În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați, Evanghelia de astăzi, din duminica de după nașterea Domnului, ne reamintește evenimentul care a avut loc, sau evenimentele care au avut loc după nașterea Mântuitorului, și anume faptul că magii au venit și i-au adus daruri pruncului Iisus, s-au închinat lui, dar mai ales faptul că Irod, după plecarea magilor, a ucis pe toți copiii din Betleem, din împrejurim, de 2 ani și mai mici, iar ca să scape viața, pruncul Iisus împreună cu Maica Domnului și cu dreptul Iosif au fugit în Egipt, primind înștiințare de la înger, înainte ca Irod să-și trimită armata și soldații să-i ucidă pe copii. Și așa se face că Mântuitorul împreună cu Maica Domnului și cu dreptul Iosif au fugit în Egipt și au stat acolo o vreme, probabil vreo 2 ani au stat acolo. După datele istorice, la aproximativ 2 ani de la nașterea Mântuitorului, Irod a murit. A murit în niște chinuri groaznice. Nu știm exact din punct de vedere medical cum să denumim boala lui. Cert este că o boală din interior i-a măcinat efectiv trupul și s-a umplut, se spune la un moment dat că toate intestinele i s-au umplut de vierb și de vietăți din acestea care efectiv i-au ros din interior trupul și nu s-a găsit niciun fel de leac pentru el. Și a murit în niște chinuri groaznice, cumva istoria răzbunând atrocitățile pe care le-a făcut Irod, pentru că el a făcut foarte multe atrocități, iar uciderea copiilor este doar, putem să spunem, printre ultimele crime pe care el le-a săvârșit. De altfel, chiar cu puțin timp înainte ca el să moară, a cerut ca toți reprezentanții poporului iudeu să fie duși în arena din Ierusalim, să fie adunați acolo toți și să fie uciși, pentru ca toată țara să plângă atunci când el avea să moară. Pentru că plângându-și morții din fiecare din familia lui, cu ocazia aceasta să plângă și să nu se bucure că Irod a murit. Deci Irod a fost bolnav, nu? Cel puțin în ultima parte a vieții lui deja și-a pierdut rațiunea și avea comportamente total aberante, care presupuneau foarte multe crime. De aceea și-a ucis și foarte mulți membri ai familiei, soție, copii, și atunci ce să mai spunem de străini? Iar când a apărut în discuție acest prunc Iisus despre care se spunea că avea să fie împărat, avea să fie rege, el în nebunia lui s-a simțit foarte atacat, s-a simțit vulnerabil și atunci a dorit să-l ucidă pe acest copil profețit a fi viitor rege. În fața acestui pericol, Maica Domnului, pruncul Iisus și dreptul Iosif au fugit luând înștiințare de la înger, așa cum v-am spus. Și eu vreau să vă vorbesc astăzi despre fuga de rău. În fața pericolului, toți oamenii, și nu numai toți oamenii, toate ființele reacționează în două feluri. Fie fug, fie se luptă. Sunt două instincte care se activează în noi, toate procesele fiziologice de apărare sau de fugă, sunt niște instincte, de fapt, și nici nu stăm să le gândim conștient. Ele pur și simplu se activează cu ajutorul creierului, a centrilor nervoși, a modului în care noi prelucrăm informațiile din afară. Și așa se face că și noi oamenii, când ne aflăm în fața unui pericol, fie ne luptăm, dacă putem să ne luptăm, fie fugim. Și eu vreau să vă vorbesc astăzi despre fugă. Despre luptă v-am vorbit de multe ori și o să mai vorbim, pentru că și lupta e bună și fuga e bună. Se spune că fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. Așa spune proverbul. Da, e rușinoasă poate uneori, alteori nu e rușinoasă. Alteori este perfect justificată, pentru că și noi creștini, înainte de a fi creștini, suntem oameni. Și avem limitele noastre. Noi nu putem să ne luptăm cu firea noastră de multe ori, sau nu putem să depășim firea noastră, în sensul să anulăm firea noastră și să devenim niște supra-oameni. Iar Dumnezeu are planurile Lui cu istoria, lucrează într-un mod deosebit de modul în care gândim noi lucrurile. După mintea noastră, corect ar fi să se coboare foc din cer, să-i mistuie pe toți răii și să se termine odată cu rău. Se va termina cu rău, dar Dumnezeu vrea altfel să se termine cu răul. El vrea ca binele să biruiască într-o altă formă, să dospească din interior. Și de asemenea Dumnezeu dă șansă fiecărui om, oricât de rău ar fi, chiar și lui Irod,
Chiar și lui Iuda i-a dat Dumnezeu o șansă. Deci Dumnezeu dă șansă tuturor. Condiția este ca noi să fructificăm acele șanse. Deci Dumnezeu are un alt mod de abordare. Noi însă, oameni fiind, ne comportăm după legile biologiei noastre, după legile trupului nostru și după legile credinței noastre. Și încercăm cu ajutorul credinței să depășim neputințele, slăbiciunile, să ne ridicăm deasupra instinctelor. Fără să anulăm instinctele, pentru că instinctele nu pot fi anulate, sunt parte din biologia noastră. Noi nu putem să ne anulăm instinctele. Doar le ajutăm să nu cadă într-un comportament animalic. Adică noi ne luptăm ca ființa noastră să nu devină un animal. Noi ne uităm spre Dumnezeu. Ținta noastră este îndumnezeirea, este sfințirea. De aceea instinctele noastre le păstrăm în logica lor de funcționare, fără să le anulăm, dar nu le îndumnezeim. Așa cum face lumea fără de Dumnezeu. Lumea fără Dumnezeu îndumnezeiește instinctul. Asta e nebunia. Și atunci plăcerea devine Dumnezeul suprem al celor fără de Dumnezeu. Deci nu există, de fapt, oameni atei nu există în realitate. Doar că schimbă Dumnezeii. Și revenind noi la Evanghelia de astăzi, deci familia Sfântă a fugit. Fuga, cum vă spuneam, este bună în măsura în care ea te poate proteja. Și Dumnezeu nu ne cere să ne expunem pericolor doar de dragul de a ne expune pericolul. Și o să vă dau câteva exemple. Lot se afla în Sodoma. Lot fiind nepotul patriarhului Avram. Și au venit cei trei îngeri și au vestit lui Avram că merg spre Sodoma să distrugă cele două cetăți și, și locurile din împrejurim, pentru că în Sodoma se petreceau păcate foarte mari. Acolo se practicau toate păcatele și toate perversiunile posibile și imposibile. De aceea Sodoma a devenit o emblemă pentru comportamentul homosexual. De aici și cuvântul de sodomie, care înseamnă homosexualitate. Și s-au dus, doi dintre cei trei îngeri au mers în Sodoma să-l salveze pe Lot, după ce Avram a insistat pe lângă îngeri să fie iertată toată cetatea. Și au zis patriarhul Avram, dacă vei găsi 50 de drepți, nu veți salva cetatea? Și îngeri au zis, ba da. După aceea Avram a tot coborât cifra, știind că acolo nu se găsește 50 de drepți. A coborât la 45, 40, 30, 20, 10. Și îngerii au spus, dacă vom găsi 10 drepți acolo în cetate, vom salva cetatea. S-au dus îngerii și bineînțeles că n-au găsit 10 drepți, l-au găsit doar pe Lot, soția lui și cele două fete, care mai aveau frică de Dumnezeu și în rest nimic. Păcat până la cer și până în fundul pământului. Și îngerii l-au salvat pe Lot, l-au îndemnat să fugă. Și Lot a fugit din Sodoma și după ce Lot a fugit din Sodoma, la o distanță suficient de mare încât să nu fie cuprins de pericol, s-a coborât foc din cer, se spune în Sfânta Scriptură, și a distrus toate acele cetăți, Sodoma, Gomora și împrejurimile lor. Deci chiar îngerii l-au îndemnat pe Lot să fugă. Deci n-au zis salvăm cetatea pentru tine, pentru că era prea mare păcatul. Apoi, Iacob, patriarhul Iacob, la un moment dat, se spune în Sfânta Scriptură că mai avea un frate pe nume Esau. Esau era primul născut și, conform legii Vechiului Testament, primul născut moștenea totul. Și Iacob l-a păcălit pe Esau și i-a furat dreptul de întâi născut, adică moștenirea. Pentru lucruri mărunte, Esau era un om foarte instinctual. Se spune că era foarte iubitor de femei și de mâncare. Deci era un om foarte instinctual. Și a reușit să-i cumpere Iacob dreptul de întâi născut pentru un blid de linte, care a rămas celebră această zicere. Era foarte flămând, s-a întors acasă foarte flămând și Iacob i-a zis, uite, îți dau ceva să mănânci, dar dacă îmi dai mie dreptul tău de întâi născut, adică dreptul de moștenire. Și Esau, în instinctualitatea lui, și-a vândut dreptul de întâi născut pe un blid de linte, așa cum un alcoolist, de multe ori pe un pahar de alcool, își vinde totul, și casa, sau un om care e împătimit de jocurile de noroc. Își vinde casa, își dă totul pentru ca să mai joace o partidă de cărți sau de jocuri. Atât de mare este pentru unii acest comportament instinctual și patima aceasta. Și după ce Esau și-a dat seama că a fost păcălit, și-a pus în gând să-l omoare. Și a zis, să moară numai tata, că vei muri și tu. Și mama lui, Rebeca, ca să-l salveze, i-a spus, fugi. Și a fugit Iacob și ani de zile a fost un fugar.
a fugit de fratele lui, după aceea către în partea a doua vieții se împacă cei doi frați și Dumnezeu îi binecuvintează pe amândoi cu multe bunătăți, încât n-a mai fost nevoie să fie invidie între ei și Esau să-l omoare pe Iacov, pentru că Dumnezeu i-a dat și lui binecuvântare materială așa cum și-a dorit. Apoi, mai departe, Iosif, copilul lui Iacob, unul dintre copii, știm cu toții că a fost vândut în Egipt, sclav. Și acolo, la un moment dat, prin lucrarea lui Dumnezeu, a ajuns un om foarte apreciat, sclav, e adevărat, era sclav, în casa unui anume Putifar, care era șeful gărzii personale a lui Faraon, deci era una dintre cele mai importante funcții, și acest Iosif era foarte priceput, era tânăr, dar era și foarte frumos. Și se spune că soția lui Putifar s-a îndrăgostit de el și a tot insistat pe lângă el să aibă relații. Și Iosif a zis, nu pot să fac asta pentru că stăpânul meu, soțul tău, mi-a dat toate pe mână, pot să mă bucur de tot ce aveți voi, numai de tine n-am voie să mă ating. Și atunci femeia i-a înscenat la un moment dat, i-a pus o capcană, a încercat să profite de el, el a fugit, se spune. Și în urma fugii a fost după aceea condamnat la închisoare pentru că femeia a fost crezută, i-a spus că uite, el a încercat să profite de pe urma mea, văzând că n-are succes, a schimbat povestea. Ce am vrut să rețin de aici este faptul că Iosif a fugit. Deci nici nu s-a luptat cu femeia, că nu putea, că oricum îl păștea moartea dacă îi făcea ceva rău, a fugit. Deci a fugit din calea răului. Și apoi, bineînțeles, că a fost prins, a fost întemnițat, dar Dumnezeu l-a ajutat până la urmă să scape. Moise, care era după de sânge, era evreu. Știm cu toții că a fost salvat în mod miraculos pe când era un nou născut de către fiica lui Faraon, care se scălda în râul Nil. Mama lui l-a pus într-un coșuleț pe care l-a uns cu smoală și l-a pus pe râul Nil și l-a lăsat să meargă în voia sorții, pentru că după legea timpului, toți băieții trebuiau uciși atunci. Evreii se mulțeau foarte tare și egiptenii, ca să scape de ei, au declanșat un holocaust, pentru că evreii cumva sunt condamnați la acest holocaust, nu pentru prima dată naziștii i-au trecut prin holocaust, egiptenii au trecut prin holocaust acum multă vreme. Și i-au ucis pe toți băieții întâi născuți, ca să pună capăt cumva înmulțirii lor. Și mama lui Moise l-a păstrat o vreme, după care i-a fost frică. Și a zis, l-a pus în acel coșuleț, l-a pus pe râul Nil și a zis, Dumnezeu, cu tine, eu nu te omor, dar nu poți nici să te păstrezi. Și în avale se spăla fiica lui Faraon, făcea baie și a văzut acel coșuleț și a trimis slujnicele, a dus coșulețul, a văzut copilașul, s-a îndrăgostit de el, era foarte drăgălaș și l-a luat la ea, l-a crescut și practic l-a înfiat. Și Moise a beneficiat de toată educația din casa lui Faraon, practic a fost prințul Egiptului, Moise, până la vârsta de 40 de ani, când el a conștientizat că totuși este evreu și vedea cum conaționalii săi, care erau sclavi în totalitate, erau uciși, erau batjocoriți, erau folosiți la munci grele. Și atunci el, într-o zi, a luat apărarea unui evreu de-a lui și s-a încăierat cu un egiptean, s-a bătut cu el. Și în acea bătălie, Moise l-a învins pe egiptean și l-a omorât. Și știind că l-așteaptă și pe el pedeapsa capitală, pentru că era o ofensă maximă să ia apărarea unui sclav în fața unui egiptean. Și atunci a fugit Moise. De la vârsta de 40 de ani până la vârsta de 80 de ani, timp de 40 de ani, Moise a fost fugar. S-a făcut păstor, din prinț a ajuns păstor și s-a ascuns pe acolo prin pustia Sinaiului. Timp de 40 de ani el a păstorit, a peregrinat pe acolo ca un anonim neștiut, până când a murit Faraon și au murit toți cei care căutau să-l ucidă pe el. Deci iată, și Moise nu s-a luptat cu Faraonul, că nu avea cum să se lupte, că oricum pierdea. A fugit. Apoi la 80 de ani are loc chemarea lui la slujire și așa mai departe. David, regele David, după ce l-a învins pe Goliat, a câștigat foarte multă popularitate, se spune în Sfânta Scriptură, și tot poporul aclama. Da, Saul a învins mii, dar David a învins zeci de mii. Și Saul s-a umplut de foarte multă invidie. În plus, pentru că Saul a devenit neascultător, se spune că la un moment dat un duh rău punea stăpânire pe el și efectiv îl chinuia și se demoniza și avea comportamente diabolice. Și David a fost chemat în casa lui ca să-i cânte psalmi. Și David îi cânta psalmi și în acele momente el se liniștea și diavolul pleca din sufletul lui Saul. Dar în momentul în care Saul îl vedea pe David,
de mai multe ori a fost cuprins de invidie și și-a pus în gând să-l ucidă și de mai multe ori a încercat. În timp ce David cânta, el a luat sulița și a aruncat-o spre David să-l ucidă, dar David s-a ferit pentru că era foarte atent, observând că în sufletul lui Saul s-a instaurat foarte multă invidie. Și se spune în Sfânta Scriptură că de mai multe ori David a fugit de Saul. Deci el, câțiva ani de zile, de fapt, nu o perioadă scurtă, câțiva ani de zile, el a fost un fugar. A tot fugit și s-a ascuns de Saul ca să scape. Deși el fusese ales de prorocul Samuel, a fost ales rege în locul lui Saul, el nu a căutat să-și ucidă rivalul și să ia locul. A lăsat totul pe seama lui Dumnezeu și el a fugit în fața pericolului. Apoi, trecând în Noul Testament, știm cu toții că noaptea patimilor, Sfinții Apostoli, când au văzut mulțime de soldați, de oameni veniți cu scandal, cu rău, cu puși pe a-l aresta pe Mântuitorul și a-i face rău, au fugit cu toții. Deci în fața pericolului au fugit și ei. Sunt Apostol Pavel, după ce s-a convertit și a ajuns în Damasc, în Siria, și a început să predice, evreii și-au luat ură pe el și și-au pus în gând să-l omoare. Și-au pus peste tot paznici, în momentul în care el urma să iasă din cetate, să fie ucis. Și-a prins de veste Saul și a fost lăsat într-un coș pe zidurile cetății cu niște frânghii, noaptea a fost lăsat și a reușit să scape. Și apoi de mai multe ori Sfântul Apostol Pavel a fost prins și el cât a putut a fugit. Uneori a fost prins și salvat în mod miraculos de Dumnezeu, alteori a fugit el. Și acum revenind la Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos, vedeți, chiar El, Fiul lui Dumnezeu, a fugit de pericolul care îl păștea când era copil. Dar nu numai atunci, și după ce a crescut mare. Se spune în Sfânta Scriptură că după ce a fost botezat și după ce a fost ispitit și și-a început activitatea publică, pentru început s-a dus în nord, în Galileea, și a început să propovăduiască în Capernaum și în Nazaret, în localitatea natală. Și se spune că după ce a venit în Nazaret, la scurt timp după ce și-a început activitatea, el a predicat, a citit din profetul Isaia un text profetic care vorbește despre venirea lui Mesia. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să binevestesc celor zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați, să vestesc anul bineplăcut Domnului. Și închizând cartea, a zis, acum s-au împlinit aceste cuvinte. Adică el a zis cu alte cuvinte, eu sunt Mesia care am venit să împlinesc aceste cuvinte. Și au înțeles cei de față cam despre ce vrea să spună Mântuitorul, chiar dacă nu a spus în mod explicit aceste cuvinte. Și ei au început să se umple de îndoială. Și au zis, cum, Doamne, spune el aceste lucruri? Pentru că doar știm noi cine este. Este fiul lui Iosif, tâmplarul, și fiul Mariei. Iosif se pare că avea totuși un statut de om relativ modest. Era tâmplar, era meseriaș, dar nu era un om cult, nu făcea parte din elita societății. Iar Maica Domnului și ea, o femeie cu o viață simplă. Și a zis, cum de își asumă el acest rol de a fi Mesia, care ar trebui să fie un urmaș de-a lui David, când noi știm că el este un copil dintr-o familie modestă. Și atunci Mântuitorul îi mustră și le zice, și pe vremea lui Ilie, erau multe văduve în Țara Sfântă, dar la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie, ci la una din Sarepta Sidonului. Sidonul era o altă țară, o altă zonă din nordul Țării Sfinte. Adică Mântuitorul zice, s-a dus la o femeie văduvă străină, păgână, nu s-a dus, că așa a și făcut Ilie. Acea văduvă era păgână, de fapt, nu era evreică, nu era mozaică. Și zice, pe acea văduvă străină a ajutat-o Ilie, pentru că doar ea l-a primit pe el. Și apoi tot pe vremea lui Elisei, urmașul lui, zice, erau mulți leproși și mulți doreau să se vindece, dar zice Elisei, l-a vindecat doar pe Neeman Sirianul, un general din armata siriană, care și el era păgân. Și a zis, uite, dintre toți bolnavii din Țara Sfântă, nu a vindecat Dumnezeu decât pe un păgân. De ce? Ca să arate cât de încăpățânați sunteți voi, cât de îndepărtați de Dumnezeu sunteți voi, cât de necredincioși sunteți voi. Cam asta era concluzia. Ei au înțeles atunci și s-au umplut de foarte multă ură la adresa Mântuitorului, l-au prins, l-au scos afară din sinagogă și s-au dus la marginea, spune, pe sprânceana muntelui. Locul fiind mai înalt, probabil s-au dus pe marginea unei prăpăstii și au vrut să-l arunce acolo în prăpastie. Dar zice că Mântuitorul s-a dat la o parte și a trecut prin mijlocul lor și s-a dus.
Și după aceea a plecat din Nazaret, s-a dus în Capernaum și și-a continuat acolo propovăduirea și în alte părți. Deci nu a mai venit în Nazaret, deși Mântuitorul a plecat. După aceea, tot în Evanghelie se spune că după ce Ioan Botezătorul a fost întemnițat, auzind Mântuitorul că a fost întemnițat și el aflându-se tot în sud, în Iudeea, în zona Ierusalimului, aflând că a fost Ioan întemnițat, a plecat de acolo în nord, în Galileea, a fugit în nord. De ce a plecat Mântuitorul? Pentru că a observat că Irod era însetat de sânge, Irod, urmașul lui Irod cel Mare, Irod Antipa, era însetat de sânge și că, așa cum l-a ucis pe Ioan Botezătorul, avea dorință de a mai ucide și pe alții și probabil și pe Iisus. Și atunci el fuge, pleacă. Apoi, tot Mântuitorul, la un moment dat în Evanghelia după Matei, are un mic discurs despre fugă. Este ultimul exemplu pe care vi-l prezint din Scriptură. Și o să vă citesc câteva versete. Zice că va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copiii împotriva părinților și îi vor ucide. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Adevărat greiesc vouă, nu veți sfârși cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult pe casnicii lui. Adică zice Mântuitorul în primul rând, când veți fi căutați să fiți uciți, zice, fugiți. 2. Să nu vă așteptați ca pe voi lumea să vă trateze cu mai multă atenție și mai multă bunăvoință, pentru că dacă pe mine, care am făcut atâta rău lumii, la un moment dat au spus despre mine că sunt chiar demonizat, că fac minuni cu șeful diavolilor, cu Belzebul. Dar aminte despre voi, ce o să spună? Care sunteți oameni cu păcate. Și apoi ce zice mai departe? Nu vă temeți, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneți la lumină și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți pe la casă. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghenă. Au nu se vând două vrăbii pe un ban și niciuna dintre ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru? La voi însă și perii capului, toți sunt numărați. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Cine va ține la sufletul lui, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul lui pentru mine, îl va găsi. Cine vă primește pe voi, pe mine, mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua. Și cine primește pe un drept în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Și cel ce va da de băut uneia dintre acești mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grezvouă, nu va pierde plata sa. De ce v-am citit tot jumătate capitolul 10? Pentru că se leagă lucrurile între ele. Adică Mântuitorul zice în felul următor. În primul rând, în fața unui pericol mare, fugiți. Deci nu zice Mântuitorul, stați și luptați-vă cu un pericol care vă depășește puterile. 2. Totuși, fuga voastră să nu fie însoțită de o frică peste măsură. Pentru că frica apare tot instinctual, ca și instinctul de fugă sau de apărare. Apare instinctual, fără să ne dăm seama, frica se naște imediat în sufletul nostru. Ce voi, dacă fugiți din calea răului sau dacă vă apare rău în față, totuși să nu fiți copleșiți de frică, pentru că frica prea mare paralizează efectiv. Fizic, biologic, creierul nostru e paralizat în fața unei frici foarte, foarte intense. De aceea, uneori se întâmplă anumite victime care trec prin traume foarte mari să nu-și mai amintească anumite lucruri. De exemplu, femei care au fost violate, nu-și mai amintesc chipul violatorului. Sau în fața pericolului iminent, la un moment dat ele nu se mai luptă. La început se luptă, după care nu se mai luptă. Și agresorul vine în timpul procesului și spune că, păi, dar nu au pus rezistență.
Păi n-au pus pentru că există acest fenomen de înghețare. Deci în fața unui pericol foarte, foarte intens, efectiv îngheți de frică și nu mai reacționezi nici într-un fel. Nu numai noi oameni, și animalele trec prin acest proces. Și atunci, acum se știe, medicina și psihologia și știința a demonstrat acest lucru, că există acest fenomen de înghețare în fața fricii. Dar Mântuitorul ne-a spune de acum 2000 de ani, în fața fricii zice să nu înghețați de frică, să nu vă temeți. De aceea zice mai departe, gândiți-vă că Dumnezeu știe câte fire de păr aveți în cap. Știe soarta fiecărei păsări din lumea aceasta. Dar aminte soarta voastră, oamenilor. Credeți că Dumnezeu nu este interesat de voi, de fiecare în parte? De aceea, chiar dacă fugiți și fuga voastră este însoțită de frică sau lupta voastră este însoțită de frică, să nu paralizați de frică, să nu vă descurajați de frică, pentru că Dumnezeu este cu voi. Și ce zice el mai departe? Oricine va mărturisi pentru mine și eu voi mărturisi pentru el. Deci în fața fugii, în fața pericolului, voi nu trebuie să paralizați de frică și să nu mai spuneți nimic. Nu, să mărturisiți. Să mărturisiți adevărul. Cum a făcut și Mântuitorul când a fost în sala de judecată, el a apărat adevărul. Nu și-a schimbat poziția. Când a fost întrebat despre ceea ce propovăduiește, a zis, toată ziua am învățat. Întrebați-i pe cei care au ascultat cuvintele mele. Întrebați-i pe cei pe care i-am vindecat. Deci mai trebuie eu să vă spun încă o dată cuvinte. Deci Mântuitorul nu și-a schimbat poziția, nu a dat-o înapoi. Nu s-a dat cu alții ca să scape nevătămat. Și apoi tot Mântuitorul zice, da, să fiți atenți, că până la urmă prin învățătura mea o să aduc dezbinare între oameni. În ce sens? Unii vor accepta ceea ce învăț eu, unii vor accepta să fie creștini, alții nu vor accepta. Și chiar în sânul unei familii, oamenii se vor împărți. Unii vor fi cu Hristos, alții vor fi împotriva lui Hristos. Dar zice, voi să nu vă descurajați, să nu vă pierdeți nădejdea. Și zice mai departe, dăruirea voastră față de Dumnezeu trebuie să fie totală, mai mult decât dăruirea față de proprii părinți. Că zice, cel ce își ia crucea și mă urmează mie, va primi răsplata cuvenită. Și apoi o ia gradual. Dacă cineva face o faptă bună, doar un pahar de apă, va primi răsplată pe măsură. Dacă cineva vă primește pe voi ca pe un proroc, va primi răsplată de proroc. Iar cine vă primește pe voi ca fiind trimișii mei, ca niște apostoli, ca trimiși ai Fiului Omului, vor primi răsplată și mai mare. Și așa mai departe. Deci, a fugit de rău, am făcut această mare paranteză ca să înțelegeți puțin și contextul. A fugit de rău nu înseamnă a te lepăda de bine. Când fugi de rău, nu trebuie să te lepezi de bine, așa cum a făcut Petru. Faptul că apostolii au fugit în noaptea aceea, s-au speriat de mulțimea soldaților și a oamenilor, nu e un gest atât de condamnabil. Și Mântuitorul nu s-a supărat pe ei, deși el a prevestit că noaptea aceasta toți vă veți împrăștia, toți mă veți părăsi, toți veți pleca. Dar Mântuitorul nu i-a judecat și nu i-a condamnat, doar le-a prevestit momentul. Nici noi n-avem dreptul să-i judecăm pe apostoli, pentru că și noi, dacă am fi fost în locul lor, am fi făcut la fel, probabil. Problema apare mai departe cu Petru și aici e condamnabil. Petru, nu numai că a fugit. La un moment dat s-a găsit el să se întoarcă înapoi, să se amestece cu cei care erau dușmanii lui Hristos și care îl judecau cu toată ura și în fața pericolului ce a făcut Petru? În fața pericolului a cedat, s-a lepădat de Hristos. A zis, nu-L cunosc. De trei ori a jurat că nu-L cunoaște pe Hristos. De trei ori. Aici a fost gravitatea faptului. Și de aceea, practic, el, cumva putem să spunem, a căzut din apostolie și după înviere, Mântuitorul de trei ori l-a întrebat, mă iubești tu pe mine, Simone, fiul lui Iona? De trei ori l-a întrebat și Petru a zis, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Pentru că lui Petru i-a părut rău și atunci l-a reabilitat. Acela este momentul în care Petru este reabilitat în funcția de apostol, să zicem. Până atunci era deja un om cam ieșit din colegiul apostolic. Deci grav a fost că Petru, în fața pericolului, s-a lepădat de Hristos, ceea ce nu trebuia să facă. A fugit. Dumnezeu înțelege când fugim din calea pericolului. Ne înțelege. Dar nu ne înțelege când ne lepădăm de bine ca să scăpăm de rău. Asta nu e acceptabil. Și al doilea lucru, să trădezi binele e și mai grav. Ce a făcut Iuda. Deci Iuda nu numai că n-a fugit de pericol, ci el a trădat binele. Și aici este cel mai mare rău pe care poate să-l facă un om. Să se alieze cu dușmanul împotriva binelui. Că asta a făcut Iuda.
Deci Iuda, în fața pericolului, în loc să fugă ca și ceilalți apostoli, s-a aliat cu dușmanii lui Hristos, chiar le-a dat semn, le-a dat indicii, le-a spus cine este Hristos, unde îl pot găsi, când, cum, și l-a și îmbrățișat pe Hristos și l-a sărutat ca să le arate cine este Iisus Hristos. Și a folosit cel mai sublim semn, sărutul, ca să facă cel mai josnic gest, trădarea. Și atunci, într-adevăr, că lucrurile acestea sunt foarte josnice. Deci, în concluzie, dacă avem putere să ne luptăm cu răul, ne luptăm. Dar doar dacă credem că putem să-l biruim. Și acum noi, ca și creștini, ne luptăm în primul și în primul rând cu răul din propria noastră viață. Sunt creștini care se luptă cu guvernele, se luptă cu vaccinurile, se luptă cu lumea, dar nu se luptă cu păcatele lor. Deci după ce ți-ai biruit propriile tale păcate și instincte și neputințe, luptă-te și cu guvernele. Dar dacă ne uităm la Hristos, vedem că Hristos nu s-a luptat cu guvernul niciodată. Niciodată nu-L găsim pe Hristos vorbind de o singură dată, numai pomenește de Irod și îl numește vulpe. Că la un moment dat îi se spune că ar vrea să-l vadă Irod. Și atunci Mântuitorul le-a transmis vorba și a zis, spune vulpii aceleia și a transmis mesajul. Deci o singură dată, dar nici atunci Mântuitorul, de fapt, niciodată n-a avut un discurs anti-regim. Nu găsești nicăieri la Hristos să se ridice împotriva cezarului, să spună ceva de romani. Asta a fost, de fapt, și una dintre supărările conaționalilor săi, a Partidului Naționalist de atunci, a irodienilor, care erau un fel de naționaliști din zilele noastre, care văzând că Mântuitorul nu reacționează, nu-i supărat că romanii au cucerit Țara Sfântă, că le iau taxe, impozite, că îi jefuiesc, au fost foarte radicali împotriva lui. Și la final, de fapt, împotriva Mântuitorului s-au aliat toate partidele. Fariseii care reprezentau rigorismul religios, cărturarii care reprezentau elita științifică religioasă a timpului, irodienii care erau partidul naționalist extremist al timpului și care luptau, tot timpul puneau la cale tot felul de revolte ca să scape de dominația Imperiului Roman, ori la Dumnezeu lucrurile erau altfel. Și gândiți-vă, așa își explică unii părinți ai bisericii de ce Dumnezeu a îngăduit să existe Imperiul Roman. Pentru că prin Imperiul Roman s-a răspândit cel mai ușor creștinismul. Țara Sfântă, făcând parte din imensul Imperiu Roman, după ce a apărut credința creștină, prin apostoli, s-a răspândit foarte ușor în tot Imperiul, pentru că aveau libertate de circulație. Unii, cum era Apostolul Pavel, avea cetățenie romană. Căile de comunicație, drumurile erau păzite, nu erau periculoase. Altfel, în alte regiuni a ajuns și Sfântul Apostol Toma în India, dar n-a făcut mare lucru. A încreștinat câțiva oameni acolo, dar n-a reușit să facă ce a făcut Sfântul Apostol Pavel în Imperiul Roman. Și de aceea vă spuneam că planurile lui Dumnezeu sunt altfel. El ridică împărății și cade împărății după o altă logică decât logica pe care o știm noi și o înțelegem. Și abia după ce trec vremurile și ani și secole, începem să înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit să fie lucrurile într-un fel și nu în alt fel. Și atunci, soarta noastră sau rolul nostru nu este să ne luptăm cu forțele care sunt mult mai puternice decât noi. Rolul nostru este să ne luptăm cu păcatul. Și asta fiecare putem, cu păcatul din viața noastră, iar față de pericole celelalte care sunt, să fugim. Găsim și la Apostolul Pavel de mai multe ori, zice, fugiți de desfrânare, zice el. Sau în altă parte zice, fugiți de închinarea la idoli. Sau fugiți de iubirea de bani. Sunt lucruri de care putem să ne ferim sau putem să ne luptăm cu ele. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ferim de toate pericolele mari care ne pervertesc trupurile și sufletele, și să ne apropiem cu toată dragostea de împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.